Voluntarii organizației Crucea Roșie, filiala Sălaș, au ținut să sărbătorească începutul primăverii, oferind femeilor din municipiul Salău brățări și urări de bine. Pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalău, în această dupămasă, tinerii au împărțit brățări realizate manual celor întâlniți în cadrul unei acțiuni care se dorește a deveni tradițională. Voluntarii noștri au confecționat zilele trecute mărțișoare pe care au intenția să le împartă astăzi doamnelor și domnișoarelor pe stradă. Prin această activitate, noi dorim să evidențiem începutul unei noi primăveri și totodată să le arătăm locuitorii orașului că suntem în continuare alături de ei. Am dorit să vă transmitem din partea voluntarilor Crucii Roșii, filiala Sălaj, o primăvară frumoasă și la mulți ani de 1 martie. Cu tot frigul de afară, zâmbetele și gesturile lor au dezghițat inimile celor care au primit cu bucurie brățările.